Rezultă clar că Stănculescu nu a dat niciun ordin. Rezultă clar Coman. A mai spus Babiu când a venit așa. Mm-hmm. Și că l-am întrebat pe Coman. Ce-a făcut mai Stănculescu la... Mm-hmm. La timp și-a? Și n-a făcut nimic. Băi, Victorie, și așa mi-a spus mie. Când eu l-am chemat, mm-hmm. dar... Acum nu mai trește, Nu știu dacă mai trește. N-am auzit și-a mai E acolo, da. Care tot în Cotroceni stătea. Da, dar nu știu dacă mai trește. Deci, există, practic, certitudinea că n-a supus nimic la Timișoara. Da, și am dat trei ordine. În primul rând, când am aterizat, n-am putut să ajung la divizie, că se trăgea în Timișoara. Fiecare departament, armata, internă și cu tare, aveau șefii cei mai mari. Mușă, șeful mare, stamajor, Muță, șeful intern și nu era de... Nu mai știu cine era de securitate. A, era deja acolo. A, nu scapă numele. A fost la securitate, a fost mai... Deci s-a tras. Și noi am ajuns, două ore și ceva am făcut. A trebuit să ocolim să stăm o oră la batalionul de transmisiune al diviziei 18, până când s-a comunicat, s-a încetat focul în piață. Deci, când ați ajuns viață, s-a încetat, nu? Nu. Când am ajuns la batalionul de transmisiuni, după vreo oră ne s-a comunicat, puteam să venim că s-a încetat focul. Asta e una. Doi. Toți ce-au făcut ăștia... Vreau să ți spun și ție ceva după aia. De rău, de rău. Îmi pare rău că n-am mai acolo cu Engels, așa de urât, astfel de urât. Că trebuie dezintegrat. Trebuie să piară. Da. Un popor care trebuie să piară. Da, Marx, ce spunea? Engels. Se referă la mișcările anului 48, 1848, da. Mișcări revoluționare. Doi din Călușăm în doi. Și vorbim despre... Revoluția în România, Bălcescu și mai mare, a spus asta. Așa, deci la Timișoara, totuși, care a fost actul de acuzare? Că noi să știți ce mai bine. Deci că ați dat ordin de tragere și ne-ați dat. Nu. Care? Ordinul este așa. Încheierea din 2008. Da. Odată ajuns la Timișoara, Stănculescu și Chițacă, pe noi ne-a pus în același pachet. Au preluat, au zis, se întreabă că la armată, dacă se poate spune, au preluat comanda trupelor. Dar erau superiori dumneavoastră, nu? Toți erau superiori. Și mie și Ochița. Și atunci cum că dacă erau superiori? Dacă așa scrie, când alta cutești nu vrea să schimbe. Odată ajuns la Timișoara, au preluat comanda trupelor. Le-au instruit. Le-au înarmat. Le-au distribuit muniția și au dat ordine să se întreagă. Asta este încheierea, o 2008. Da. Deci asta înseamnă 15 ani, nu? Da. Știi, gradare militară, asta înseamnă și... Da. 5 ani după nu mai am drepturi politice, nu știu cât mai n-am drept să ocup o funcție, nu știu ce, parcă la 85 de ani. Asta m-a dus să văd pe Republic, poate mergem mai mult. Dar ce planuri aveți după eliberare? Că urmează în curând. La mall? În centru vechi? Vă retrageți din București? Am și nu, mă retrag deloc. Mă apar pe piață. Așa, nu fi prezent la noi loc. Vreau să apar ca să vadă lumea că nu mi-e frică de nimeni, absolut. Că nu mă simt vinovat deloc și că poate mă mai întâlnesc cu cineva care încă n-a trecut părul. Sau barul, s-a stat pe malul jur aici. Mai sunt mulți? Cred că mai sunt. Aia care nu știu. Dar cazuri similare din alte țări unde s-au întâmplat schimbări majore, echivalenți cu dumneavoastră, fost și militar de carieră, importanți, ajungi în politică, au mai primit condamnări. Din bloc sovietic, nu. Sunteți singur, nu? Unicat. Totuși e ok aici, pe care dacă nu descifrăm. Nici eu. Și vreau să fac o treabă, că de-aia mi-am notat ce am de gând să fac. Te numi mare mai tot valoare. Da. El Ferguson a scris în Civilizația Vestul și Restul. A făcut o analiză, o nouă formulă, am spus eu, de abordare. Și poți să fac o poză la asta? Da.
Asta sunt planurile noastre după ce ieșiți, nu? Competiție, știință, proprietate, medicină, consumă și muncă. Și vedem ce se întâmplă la noi în această treabă, care nu mai este o analiză marxist-leninistă. Dacă poți să puteți să poți să scoți ceva. Doi. Păi ce mi-a stat Cristian Jacques la francmasonerie. Istoricul secret de simbolul celei mai mari societăți inițiatic. Ei, vezi că aici nu poți să pronunț. În momentul, apropo de... Nu pot. Inițiatic. Nu se vede nimic. Inițiatic. Da. Și mâna stângă. Perfect. Și la limba, ferește-mă, Doamne, de prieteni, mi-a plăcut titlul, că se potrivește și la mine. Deci mai mult niște planuri livrește, așa, nu? Deci pornite din cărți. Nu. Plecând de la, de la idei, vreau să văd treaba aceasta. Este, el termină până anii 78, așa zic, primul volum. Volumul da. Care l-a scos? Da, 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 a apărut. Când a apărut? Acum două luni, la târgul de carte. O să apară și la mine. Se numește Cei din urmă vor fi cei din tâi. Aha. Sau cei din tâi vor fi cei din tâi. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Vreau să vă mai întreb de Lupoi. Știți că a murit poate sau... Știu. Lupoi a murit? Da, da, da. Da. A făcut un transplant de ficat și... De vreo 6 luni. Nu m-am înțeles. M-a atacat să știu. Care e istoria lui așa? Eu personal am vrut să-l arestez. S-a împotrivit toată lumea. Adică și Petre și... Eu am să vă spun pentru că el a venit pe piață cu militar. A apărut și el așa ca un muscat. Da. Pare. Tatălui, după te știu, de atunci era la direcția cadrelor armate. Exact așa era. Da. Nu știu cine l-a zvârlit, că el a plecat, de unde a plecat, că nu era la minister. Doi, ăsta la tucărajul, mare amiral. Cico. Cico. Era la Ministerul Chimiei. Ministerul avea câte un reprezentant militar, la fel ca Ministerul Economic, cu care noi aveam relații în programul de construcții militare. Da. Nu tot secretar. Dar Cico era și el urmărit de 110, nu? A fost urmărit, pentru că intrase mai înainte la... Și Cico s-a fost era și el. Când a auzit că e militar, s-a reactivat automat. S-a reactivat automat. Deci noi ați dus la arestație. Da, a vrut s-a operat. Atunci e bine, când am ajuns ministru, că nu mai era. Și deja pusese ministrul cu... Păi și Petre l-a dat afară după aia din ministru. Păi după aia m-a încertat cu Petre pentru el l-a dat afară. Pentru că el a zis, dom'le, ce e ministerul meu? Sunt unic. Generalul Caraman, Măgureanu, ce e aici, securitate? Acolo la Eva. Păi pe Caraman el l-a pus, nu l-a pus... Nu. Petre Roman. Petre Roman. Nu, Lupoi, în sediul Ministerului Turismului, zice, ce e aici, domnule, un birou plin cu securitate. Da. Eu vreau, stați numai puțin, țineți-vă vorba. Păi Petre mi l-a prezentat și a zis, dragă, să vreau să-ți prezint acum unul cel mai bun, care va deveni șeful serviciului, pentru că tu, la tine e Ministerul, partea securității, va fi la subordonat, nu, nu am mie îmi dă relație, ție nu-ți dă nimic. Zis, cine era? Caraman. Da. Din frață. O bună dreptate. Și am dat care când fusese și el în Franța, păi se cunoștea. Și a fost plătit, și a fost plătit, Caraman întâi de ministru apărării naționale. Și după aceea că s-a dus de tot, s-a rupt. Hai să vă spun o întâmplare pe care am trăit-o eu. Deci am copilărit în același bloc cu Lupoi. Da. Chiar Lupoi stătea unde s-a mutat Paise. Da. Dar după aia, Lupoi s-a mutat în nou bloc Dunărea, după cutremur. Da. Și am rămas prieteni așa. După mi-a zis mie cu vreo 2 ani înainte de 89, m-a luat așa, păi vrei să intri într-un complot? Eu eram tot ziarist la Informația București. Vrei să intri într-un complot împotriva lui Ceaușescu? Și am zis, bă, nu prea aș intra, dar nu prea am încredere în tine. Și n-am încredere, nu-mi plăcea de el așa. Personajul ceva. Da, mă rog, nu. Publicitar. După aia se întâmplă următoarea chestie.
Nu mai știu când a început campania pentru alegerile din mai 90. Să zicem că a început prin martie, ca să nu ne încurcăm. În martie, vă spun sigur de ce. Pentru că eu mă duceam câteodată seara la Iliescu acasă. Și când s-a apropiat data de septembrie, de mai, Nina a apucat să-i spică dacă va bagă cineva cuțitul în soțul ei. Atunci m-am dus acasă, primisem de la atașatul militar, American. O veste sau ce? O veste exterioară de antigloți și una tip maior. Care era din Kevlar și care era foarte bună anticuțit. Și eu chiar după ce am discuția la ei seara, am plecat acasă să fiu imediat, să steam foarte aproape. Hai să vă spun eu. Și am dat vestea asta. Înainte să înceapă, deci campania cum ar fi începea mâine. Da. Eu mă întâlnesc cu Lupoi în fața blocului, avea un osit. De ce mergi până la Timișoara? Eu lucream la Libertate. Și mai ales știind că el era foarte bun șofer. El conducea de la 14 ani, așa a gândit el, deci când și-a luat carnetul, deja era veteran. Și zic, merg. Și am plecat la Timișoara. El era un personaj foarte popular. Tocmai schimbase Petre din Ministrul Turismului. Dar ăia l-au așteptat acolo, la hotelul, mi se pare, Continental, cu toate onorurile. Și a aranjat ca să plece în Elveție, acolo, la Timișoara. Ajungem la asta. O să ajung la ceva care vă interesează direct. Am ajuns noi la Timișoara. Vreau să vă spun că din întâmplare aveam bagajele la fel. Atunci se găseau niște genți de-astea de voie și eu și el la fel. Nimeni n-a știut, poate doar mama lui și mama mea. A zis, mă duc cu Mihai până la Timișoara. Nimeni nu știa că noi, adică despre mine nu știa. Am ajuns la Timișoara, am fost la niște televiziuni, niște ziare, mai mult el se manifesta, eu consemnam. Seara ne-a invitat patronul de acolo, de la Hotelul Continental, o persoană cunoscută, dar nu mai știu cum o cheamă acum, ne-a invitat la balul de noapte. El, lui se spunea domn ministru. Fiind la balul de noapte, îl cheamă ăsta. Ăsta a stat puțin cu noi de protocol și ne-a lăsat. Îl cheamă ăsta la telefon. Era Ion Iliescu. Mihai zice, ai cu mine, că trebuie să nu fiu singur, să vezi. Și îi spune, băi, nu cumva, Radu Câmpeanu își începea campania electorală în Timișoara. Și Iliescu i-a zis, băi, Mihai, să nu cumva să te bași tu acolo. Am comentat noi ce am comentat, după aia iar este chemat la telefon, era dumneavoastră, care i-a spus așa, nu vorbim din biroul ăluia, urca, în sfârșit, nu vorbim din biroul responsabilului, încă se spunea, nu patron, du-te în cameră și te mai sun acolo. Surpriza mea a fost, în toată povestea ta, că l-a sunat spunându-i tot așa, ca să nu se amestece, nu mă mir. Dacă dumneavoastră știați camera, nouă ne-a dat două camere alăturate. Și noi nu le știam. Păi de-aia aparatul de ascultare. Noi nu le știam. Nevinovaților. Deci noi nu știam. Păi nu fusesem în camera aia, doar am intrat și am aruncat gențile. Știți cum se spune? Păi da, dar nu știam noi care, în ce cameră, să zicem, 101, 102, dacă ne-ar fi întrebat, nu știam că gențile semănau. Dar dumneavoastră l-a sunat chiar în cameră, înseamnă că cineva s-a uitat și în bagaje, pentru că în bagaje era o diferență, nu aveam lucrurile chiar la fel. Nu vă aduceți aminte asta, nu? Am dat în cameră că am vorbit cu el. Dar în cameră? Asta mi s-a părut. Eu știu că de acolo a plecat la Elveția. Nu, le-am întors la București. Poate după aceea. A fost mult până aia. Dar, domnul general, dumneavoastră ați fost în Elveția atunci cu 13-15 iunie, cum se zvonește? Că ați fost la rege. Nu, am fost în Germania. 13-15 cu... Iunie 90. Mișcarea... Mineriadei. Eu în martie am avut prima conferință ca ministru apărării naționale. La Casa Armatei. La Casa Armatei. Am fost. Și le-am spus programul meu până un semestru. Am fost, erați o figură mondială. Și atunci am spus...
Eu o să fiu pe data de la Berlin, pentru că e ultima întâlnire a ministrului apărării care vom sparge tratatul. Și ca atare, n-a fost o treabă că m-am dus acolo de frică să nu știu ce, pentru că așa era din martie, da. Hotărât. Și am plecat acolo și când seara eram în camera de hotel și am văzut la televizor arzând poliția. Am luat mâna și am pus mâna pe telefon și am cerut să mi-l dea pe Hoffman, care era ministrul apărării. Și am spus, domnule, vreau să plec. Și stai că îți dau un răspuns. Bine, pleacă zi, ani, veni, să rămâi mai departe. Bine. Mai știam în germană, atunci bine. Da, acum am mai știți? Am uitat. Dar știți de ce? Când am fost la München și au cerut aia de la München să fiu militar la RTV, care e la post de televiziune? La și aveau o emisiune Veranda. Și mă anunță de la ambasadă la noi că fii atent că a pus cel mai al dracu comentator care o să te... Nu, comentator e altul, dar unul lângă. La RTL. RTL, da, să-ți bage fitile. Asta, mă luat, mi-a spus Petre, băi, că asta ce fac, mă duc militar? Toate, ce, hai, m-am tot militar. Eu am cerut tratație dublă. Să aibă și el și eu tratatul. El să aibă tratatul română și eu din germană română. Tot dialogul a curs fantastic. La sfârșit, când felicitări, nu știu ce, foarte descurcat, foarte bine, nu știu ce, răspunsuri fantastice, imediate și așa mai departe, așa mai a spus ala. Și aveți și voi un ziarist, unul Popescu. Deci Popescu actualul sărac. Era tânăr atunci. Nu cred că era așa vizibil. Nu era vizibil. O fi fost altcineva, alt nu mai știți dumneavoastră. Nu era vizibil, ăla acum e vizibil. Da, știam. Te existia tu, da? Da. Da, acum. E rezident, da. Și cu Hoffman cum a fost? Deci l-ați sunat și... Imediat. Da. Suntem cu ăsta. Da. La șampane. Și zic, file dac, ești pe auf Deutsch. Păi de ce ați cerut translatorul? Păi translatorul are nevoie ca să, nu, ca să, fii, să dureze. Mai puțin. Nu, să am pauzele cât traduce la stațiune și o să putem să-mi formulez răspunsul. Deci dialogul a fost, un dialog așa a fost. Și acum să vă la Hoffman. Și am dat telefon, că după 10 minute am dat telefon, nu se poate că aeroportul este militar și nu are serviciu noaptea. De-abia mâine la 6 puteți pleca. Am pierdut toată noaptea, l-am lăsat pe loc gofătul acolo, pentru că documentele alea deja doar trebuia a doua zi să faci numai semnătură. Da. Și la 6 am plecat. Și în locul dumneavoastră cine era? Vasile Ionel? Nu, aici la București. Da, Vasile Ionel, pe care Iliescu nu l-a găsit deloc. S-a dus la bilanțul CAT-urile, comandant pe orarea întâlnirii și aviații teritoriului. Și era dispărut. Și nu l-a găsit deloc. Și mi-a spus eu, Iliescu mi-a reparut, de ce mi-ai spus lui Ionel să spune, trebuie să-l căutați. Da. Rețeaua există, de ce n-a spus să-l căutați? În orice caz, el n-a vrut să, Ionel s-a dat de parte, n-a vrut să se implice, clar a fost treaba. Pentru că la fel n-a vrut să se implice, în noaptea când a fost eu numit ministru și m-a dus la minister, prima zi. Și după aia la militarul acasă, nu? În noaptea, pe sâmbătă, pe nouă, la militarul acasă, după ce când l-a dat jos, îmi dădea cheile. Când a fost numit ministru, în noaptea aceea s-au umplut Piața Victoriei 4.000 și ceva de oameni de la Casa Poporului, canalul București-Argeș, detașamente speciale de lucru, cei care lucrau la Potrucie vreo 2.000 și mai departe, vreo 40.000. Și se aportează. Și eu am oficial, zic, cheamă-l pe șeful mare ăsta major. L-a chemat pe el, zic, dom'le, te rog, tu te... Apoi vezi că eu nu știu despre ce e vorba. Voi ați fost până acum, sunt nou, căzut din... Da. Lapte. Domnule ministru, eu sunt șeful mare ăsta major, nu văd. Zic, bine, dom'le, dacă nu te duci și nu ești în stare, mă duc eu. Și m-am zis, asta, aghiotantul să vară, la lapă roșu.
ce vede de mai nimic? Măi, trebuie să am pe cineva să stăiam, să transmit ceva. Și când am văzut mulțimea, am uitat în mijloc și m-am dus așa și m-am dus până în mijloc, să fiu bine plasat. Că dacă sunt în ce cercul și te duci între ei, impresionezi. Da, altfel ești marginal, da. Și noaptea de la 12 până pe la 3, am stat până când s-au lichidat, la 4 era curată. Și când m-am dus către Palatul Victoria, că am vrut să dau un telefon să știe, să știe și Petre Roma, m-a făcut că de la România Liberă. Domnule, mi-a zis, și mie un interviu. Păi, fată, zic, la ora 4, obosit-o pe toată noaptea. Vă rog frumos că sunt acolo angajată la România Liberă și dacă nu duc două, măcar două fraze, că mă dă afară domnul Măcanu. Și am intrat cu ea la jos, la salonul ăla de la... La Păcălic. Și am băut o cafea, și eu și ea, și am dat un interviu care l-a dat lui Măcanu, a fost în România Liberă. Cu 13-15 rămăsese cu Hoffman. L-ați sunat și... Da, și aia a spus, dimineața, mi-a spus că mi-a dat răspuns pe 10 minute și am plecat dimineața la 6. Și când ați ajuns aici? Când am ajuns, m-am dus la guvern. Da. Și pe coridor l-am găsit pe... Guvernul era la... În Piața Victoriei, nu? Parcă era la Comisie Centrală. Nu. Era deja în Piața Victoriei. Piața Victoriei, exact. Era la capăt, era masa rotundă, unde era care se avea ședință de birou și biroul era acolo. Și mă întâlnesc cu profesorul care a secretar general la FSN-ului. Ah, da. Mânzată sau? Nu, stătea cu Sorin în casă. Da. Cu inițiale, Nesedumit. Așa, nesecă, dar... Da. Și asta am început. L-am găsit pe coridor. Și m-am băgat așa în el și nesimțitule. Zic că am plecat de la nese. Zic, ce ați făcut nenorociților? N-am făcut nimic, nu. Ce ați făcut? De ce a făcut? S-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Spune. Nu știu, Petre știe mai bine. Dar nu am lăsat la mânghezul ei pe Petre. A fost singurul gest protocolar care l-a făcut în viața mea. Am dat cu el puțin de perete, săracul, și-o vizit despre mine. L-ați speriat? Am venit foarte furios. Foarte bine, da. De ce? Că v-ați dat seama că este o lucrătură, nu? Pe lucrătură. Și după aceea, când l-am luat pe roșu, comandul armatic, l-am și schimbat. Am spus, de ce ați dat drumul la trenul de la Craiova? Că tu l-ai oprit la un moment dat. Că așa am primit ordine. De unde ai primit ordine? De la București. Cine ți-a dat ordine, de la București? N-am vrut să-l spun. L-am schimbat. Da. Pe roșu. Dar o lucrătură a cui? Că nici astăzi nu se știe a cui. Cum zice acolo filozoful chinez? E clar că ea lui Iescu, ce să mă... Cum e clar cu rușii profit. Așa? Profit. Asta e. Eu vă spuneam că am citit cartea asta lui Richelieu recent și după aceea cei trei mușchetari și după 20 de ani. Asta prefațată de George Maior. Da. Acum ați citit și cei trei mușchetari, ați citit Elegio și după 20 de ani și Contele de Bragelona. Contele de Bragelona nu aveam profață. De la TRI. Da, Contele de Bragelona. Vicontele de Bragelona. Asta le aveam pe calculator. Eram la sală undeva. După 20 de ani am parcurs-o mai repede și mi-aduceam aminte filmul. Da. Da. Cei trei mușchetari, dar după 20 de ani nu mai știam. Dar am citit-o, cred că vreo 1000 de pagini. Vicontele de Bragelona, am impresia că 5 volume sau nu m-am mai apucat. A fost așa, două volume, Contele, cei trei mușchetari, două volume după 20 de ani și 5 volume, Vicontele de Bragelona. Eu am impresia că toată istoria asta la care ați participat dumneavoastră rămâne așa, cam ceva ca în cei trei mușchetari, dacă o să o scrie unul din, și rămâne așa pe deasupra, într-un fel. Pentru că acolo la Richelieu este, o să vă trimit eu cartea asta. E foarte nuanțat, nici ei nu știu, nici istoricul nu știe, este ultima variantă. Ca și noi, deci nu mai știm. Dar scrie unul, Alexandru Dima, și dar și-o da așa mai simplu, că e clar că o să fie rușii la Mineriadă, o să fie Iliescu, că n-are cum să fie poposul la Mineriadă. E clar că e Iliescu. Da. Ce dar la Versoa, cum a fost? Și acolo tot aventurier, că nu se ducea în orice. Asta a fost aventură.
Da. Eu eram în turneul Tom King, Marea Britanie, și Elveția, ministrul apărării pentru războiul între un popor și făcusem un studiu pe vremuri. Când a fost și la neapărat cu războiul între un popor cu vremuri Ceaușescu și eram șeful direcției organizării mobilizării. Am zis, hai să văd, să vorbesc cu ăsta. Ce spun? Pentru alte simplu. Capitanul mi-a spus, domnule, era tânăr, cu 36 de ani și a zis, ce grad aveți în armată? Ce capitan?